Consilierii județeni s-au întrunit în data de 21 ianuarie în cadrul unei ședințe extraordinare. Pe ordinea de zi s-au aflat trei proiecte de hotărâre, printre care și repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călăraș, în procent de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la nivelul județului Călăraș pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2020. Proiectul de hotărâre numărul 1 privind repartizarea sumelor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călăraș în procent de 6% din impozitul pe venit, estimat a fi încasat la nivelul județului Călăraș pe unități administrativ-teritoriale în anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023. Nu au fost formulate amendamente la comisii? Da, sunt amendamente în plen. Aș vrea eu să propun un amendament în plen. Era vorba în primă fază, ați primit pe tablete, de că repartiția sumelor de 11 milioane și vreau să fac completare pentru repartiția și sumelor estimate, așa cum în legea bugetului, încă 16 milioane să fie repartizate tot în ședință, ca amendament și propunerea eu fac acum. Fiecare localitate să mai primească 2.250.000 de ron, iar Oltenița să primească 900.000 de ron, iar Călărașul 1.666.000. Cum doriți? Pe lângă lista pe care aveți dumneavoastră propunere, mi-aș dori să mai primească în plus. Deci, ca și împărțire era așa, să împărțim 16 milioane, să împărțim 16 milioane. Nu avem pe tabletă. Nu aveți pe tabletă, nu? Acum vă propun. Dați-mi nici o hârtie, răbde cu eu propun, domnul Vărtejan, vă propun ca amendament pentru fiecare localitate să majorăm cu cei primiți 2 miliarde, să mai punem încă 2 miliarde jumate vechi, că să facă 4 miliarde jumate pe localitate. Suma suplimentare e mai mare decât ce avem de părții. Păi noi, sunt sumele pe care legea bugetului ne permite să putem repartiza, urmează să putem primi de la trezorerie dreptul când putem să-i cheltuim modul de încasare și de colectare. Domnul Vărtejan, eu vă propun acest amendament la Călăraș. 1566 la Călăraș, 900 la Oltenița. Da, și toți peste ce aveți pe anex. Da, cine este pentru acest amendament? Cine este pentru? Se abține cineva? Cu abținere? Nu participă la vot. Nu participă la vot a domnului consilier Deculescu, parte la abținerea domnului consilier Vărtejan. Împotrivă? Nu sunt împotrivă. Atunci vă propun proiectul de buget așa cum l-am propus. Deci amendamentul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și cele două mențiuni. Vă propun proiectul de hotărâre cu amendamentul pe care l-a propus. Cine este pentru? Se abține cineva? Cu abținere? Împotrivă? Cu neparticiparea domnului consilier Deculescu și abținerea domnului consilier Vărtejan, cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 1 a fost aprobat. Vrei să mergi la cu amendamentul formulat. Proiect de hotărâre numărul 2, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale pe anul 2020 și estimări pe anul 2021-2023, nu au fost formulate amendamente la comisii. Da, am avut consultarea publică cu toate AT-urile județului Călăraș. Am solicitat să ne depună, acolo unde sunt drumuri comunale, să ne depună adrese ca să putem să repartizăm într-o ședință viitoare sumurile pe drumuri comunale. Și am discutat și problema drumurilor județene. Da. Cine, dacă sunt discuții, propuneri pe acest... Nu e repartizare pe comune. Nu e repartizare, nu. Va fi o ședință viitoare pe care o să vă propun repartizarea pe comune. Păi, dar rolul nostru e să aprobăm pe comune. De acord, dar noi am stabilit sumele care sunt pe drumuri comunale și sumele care sunt pe drumuri județene. Și avem nevoie de aprobarea dumneavoastră ca să putem să intrăm, să spunem, în cheltuielile pe anul 2020 a drumurilor județene, care e obligatoriu să putem să începem micile reparații pe drumurile județene ale Călărașului. Da, domnul major. Domnul președinte, pentru drumurile astea comunale, să avem un inventar al
avem. Să avem un inventar clar. Bă, care este? Nu toate localitățile au drumuri comunale. Sunt cele prinse în monitor oficial la localități, care sunt drumuri care fac legătura între sate. S-au definit drumuri comunale. În aceste cele prinse de drumuri comunale, intră și străzile din comune. Sunt unele comune care nu au drumuri comunale. Da, comune sunt care drumuri comunale care leagă ședință de localități între ele. Și avem situații. Da. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cum vă definiți domnul? Împotrivă? Vă abține? Abținere. Mulțumesc. Cu abținerea domnului consilier Bătejanu, cu 24 de voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost... Dacă permite, domnul președinte. Până la ședința în care o să împărțim sumele pe drumurile, sau mă rog, să stabilim unde să duc banii, ar fi interesant dacă până la ședința aia avea o informare ce s-a realizat pe drumurile județene anul acesta din sumele care am împărțit și care am avut, ca să știm unde trebuie să... Vă fac eu informare acum. Să vă fac o informare. Vrem să fie... Deci, la momentul 2019, am realizat 35 de kilometri de drumuri județene realizate cu IBU. Deci a însemnat toată infrastructura realizată plus un strat de covor asfaltic de rezistență, așa se numește în definiția IBU, îmbunătățire bituminoasă. Iar am reușit să punem covoare asfaltice în jur de 8 km, covoare asfaltice, acolo unde a necesitat să putem să venim cu o reparație pe drumul existent, unde exista asfalt și era deteriorat. Iar pe drumuri comunale pot să vă spun că au fost repartizate pe 5 localități și dintre 5 localități, 2 și-au îmbunătățit drumurile comunale cu piatră, iar 3 au pus 1 km 800 de asfalt. Peste piatra, o infrastructură existentă pentru acel drum comunal. Astea sunt, să pot să vă spun eu, în ședință publică, ce s-a întâmplat cu banii pe care dumneavoastră i-ați repartizat în 2019 pe aceste drumuri județene și drumuri comunale. Câți bani ați cheltuit? 20 de milioane. Da. 20 de milioane. Pe comunale și pe județene. Și cât la comunale? 2.670.000, parcă. 20-10%? Da, inițial a fost repartizat 18 milioane, exact cum avem astăzi repartiția de 7 milioane. Făcând kilometri de drumuri comunale am extras 2.670.000 și am pus către reparația drumurilor comunale, iar restul de sumă, 16 milioane, a rămas pentru drumuri județene. Dumneavoastră, consilierii județeni, ați contribuit cu 4 milioane și ați întregit suma drumurilor județene ca să putem să continuăm, să spunem, investițiile pe care le-am propus în 2019. Vom continua și în 2020. Banii pe care avem repartizați, cei 6 milioane rămași pe drumuri județene, la legea bugetului, când o aprobat bugetul județului, o să vă solicit să mai putem suplimenta cu 5 milioane, cel puțin cu 5 milioane, ca să putem continua repararea drumurilor județene din județul Călărași. Mulțumesc.